Bună ziua, doamnelor! Azi Pantera Roz gătește și gătește un aliment pe care chiar îl plac foarte mult și care nu are nici multe calorii și hidratează și stă în frigider și o săptămână pus așa în borcane cu capac, stă foarte bine. Și e bun și rece. Răcorește vara. E o supă cremă de legume. Acum, nu mă întrebați ce legume pun, că eu pun așa de bază morcov, cartof dulce, cartof, cartof. Ce mai pun? Poate o ceapă, poate o țelină, poate un pastârnac. Și acum, cireașa de pe tort, dacă mai pun o mână de conopidă, o numesc supă cremă de conopidă, dacă pun brocoli, îi zic supă cremă de brocoli, dacă pun un pumn de linte, supă cremă de linte, dar în mare e o amestecătură de legume. Dar nu despre supele astea vreau să vă bat eu astăzi la cap, ci vreau să vă spun un pont, bineînțeles, așa, în marinimia mea, da? Să vă spun un pont despre cartofi. Lăsăm la o parte faptul că această legumă a fost foarte blamată, da? Are un renume prost, așa, s-a făcut de râs și toată lumea zice că fără cartofi, că ăsta îngrașă, da? Ei, nu-i dracu chiar atât de negru. Da, cartofii prăjiți îngrașă, cartoful copt cu unt îngrașă, cartoful din salata orientală cu dita mai maioneza îngrașă, cartofii, chiar dacă săi apai făcuți la cuptor, dar îi mănânci cu maioneză, îngrașă. Practic, nu cartoful îngrașă, ci faptul că el e foarte gustos împreună cu grăsimile, amidonul. În procesul de fierbere, coacere, preparare, se face pufos așa și absoarbe foarte bine ca un burete orice grăsime îi vine prin preajmă. Și grăsimele funcționează pe post de ameliorator de aromă și de gust când e vorba de cartof. Acum, nu știu, în copilăria mea cartofi aveau un gust foarte bun. Se mânca la noi în casă, zilnic se mâncau cartofi. Acum de vreo 10 ani de zile abia ai gust și mi se pare că nu mai au savoarea aia pe care o aveau. S-au schimbat soiurile, clima, pământul, nu știu. Dar mie nu-mi place la nebunie cartoful. Și poate mănânc o dată pe an cartofi prăjiți, poate. Și aia dacă mă duc la vreo petrecere și este în meniu și zic, o dată pe an, să nu uit ce gust au. Cred că au fost ani când n-am mâncat cartofi prăjiți și, în general, nu este un aliment pe care eu îl cumpăr foarte frecvent. Dar v-am promis un pont. Dacă vă plac cartofii, nu-i evitați. Sunt niște alimente bune, au fibre, au nu au foarte multe calorii, satură și dacă îi fierbeți și nu îi mâncați calzi, că îi fierbeți, că îi coaceți, că îi preparați termic, nu contează în ce fel, dar îi lăsați la răcit, să știți că amidonul ăla care vă spuneam că se înfoaie așa la fierbere și se face pufos, prin răcire începe să se încleie. Amidonul, care este un lanț așa lung de glucide, începe să se strângă, se înnoadă pe acolo și când ajunge în intestin, ia câtă corpul nostru nu mai absorbe chiar tot cartoful ăla, mai rămâne cartof, mai rămâne amidon. De asta pe unele persoane și balunează cartoful. Dar vestea bună este că dacă îl mănânci rece, cartoful chiar nu îngrașă, cu condiția să pui grăsime, ulei, ce mai vrei gras,
Așa, câte un puf, ca și cum l-ai parfuma, știți? Și iată, cartoful rece, fiert și răcit, are mult mai puține calorii decât un cartof cald, ca să nu mai spun de cartofii piure, la care ai pus unt, cartoful prăjit, cartoful din oricum l-ai prepara cartoful, nu el este vinovatul, să știți, ci uleiul care merge de minune pe lângă el. Uleiul din maioneză, din sos, din muștei, din cum mai da, domne, să fie ceva gras pe lângă cartof. Dacă reușim să ne dezvățăm de combinația asta ucigătoare cartof-grăsime, cartoful în sine e la liber, să știți. Paro,